finalul săptămânii trecute ați închis evenimentul Via Sport sub protestul că trebuie să transați marcajele rutiere. Marcaje care se puteau trasa oricum într-o noapte, fără să fie nevoie să se mute evenimentul de acolo. Și porțiunea este mică între Piața Victoriei și Strada Ion Mincu. De ce ați luat această decizie și mai ales de ce ați făcut-o în acest mod considerat de mulți ca nefiind fair play? Adică puteți să spuneți închidem direct și gata. Organizatorul acestui eveniment a fost invitat la Primăria Generală a Capitalei și a avut mai multe discuții cu această comisie de evaluare, cât și cu un consilier al primarului general care se ocupă de aceste evenimente. Li s-au oferit mai multe posibilități de a alege o altă locație, tot într-o zonă bună, tot cu acces ușor din partea posibililor participanți. Inițial a spus că da și a acceptat să preia o altă locație, a plecat la sediu și s-a întors după câteva zile cu un avocat și cu atitudine mai revanșardă așa, pe care chiar nu am înțeles-o, mai ales având în vedere faptul că am citit personal protocolul și foarte multe puncte din acest document erau încălcate chiar de către organizator, dar noi nu ne-am prevalat și de aceste aspecte. Aș menționa faptul că în acel document se scrie că vor veni în jur de 5.000 de participanți în weekend. Există martori, există și înregistrări în care nu au fost decât câteva zeci de persoane maximum într-un weekend, nici vorbă de mii. De asemenea, în acord se scrie că organizatorul va asigura 500 de persoane care să supravegheze acest eveniment. Nu s-a pus problema unui astfel de număr. Au fost foarte puține persoane din partea organizatorilor. Nu trebuia să se consume băuturi alcoolice, s-a vândut bere în zonă, minorii trebuia să fie însoțiți de părinți sau să aibă acordul scris al acestora. Nu s-a respectat nici acest punct din protocol. Dar, repet, nu ne-am prevalat de toate acestea. Am considerat că trebuie să tratăm cu prietenie și cu deschidere orice organizator de evenimente și, repet, rugându-i totuși să intre în textul protocolului și contractul inițial, să meargă într-o altă locație. Nu am înțeles de ce s-a opus și de ce a fost o rezistență atât de mare, pentru că sport se poate face la fel de bine și pe Chiselev, dar și în alte locații, iar sponsorii puteau fi înștiințați de faptul că se va găsi o altă zonă în care să se practice handbal, basket, ping-pong. Cam acestea erau sporturile practicate în acea zonă. Le-am comunicat de asemenea că am dorit să intrăm și pe acea porțiune pentru marcajele pe care le-ați amintit dumneavoastră și de asemenea au părut inflexibili și în privința schimbării orarului, pentru că circulația se închidea vineri după amiaza până duminica aproape spre seara. La prânz, nu a fost înțelegere nici pentru această abordare amiabilă. Și cum vreați să se mute sau... Pentru o perioadă să se mute în locațiile ferite, pentru că au fost mai multe locații ferite. Încă mai așteptăm, pentru că, așa cum am spus la început, ușa noastră este deschisă și chiar dacă ei au încălcat atât contractul inițial, cel de acum aproape 7 ani, cât și protocolul semnat de fostul primar interimar, valabil pentru anul acesta, dacă vor respecta termenii contractului și protocolului și vor accepta și altă locație, suntem deschiși să se reia acest eveniment și chiar să rămânem parteneri, pentru că trebuie subliniat și acest lucru și bucureștenii să știe. Nu era un eveniment la care primăria nu avea nicio implicație. Noi eram parteneri. Dar nu știu cum s-a întâmplat că cele mai multe responsabilități cădeau în sarcina noastră. Iar organizatorul părea că nu prea are nicio responsabilitate, ceea ce nu este în regulă și nu este în spiritul fair play-ului despre care amintați și dumneavoastră. Dar totuși, de ce ați pus direct, domnule, noi închidem, adică nu vă mai dăm voie să faceți acest eveniment aici pentru că blochează traficul. Da, le-am spus ambele motive, de la început. Am spus atât faptul că am avut multe reclamații din partea bucureștenilor că zona de nord a capitalei și în special cei care circulau din nordul capitalei spre centru au reclamat faptul că, deși este weekend și vară, stau foarte mult în trafic, deci primul motiv era blocarea traficului spre Piața Victoriei și
motivul anunțat în ultimă instanță, acțiunea administrației străzilor în prospătarea marcajelor. Le-am spus, nu a fost o lipsă de comunicare sau o comunicare deficitară și așa mai departe. Ai avut toate informațiile. Ce alte evenimente, după părerea noastră, mai blochează traficul și credeți că ar trebui interzise? Nu interzicem niciun eveniment. Acest termen trebuie să iasă din tabelul nostru al tuturor, pentru că am plătit scump din punct de vedere al imaginii, din cauza acestui termen care a fost folosit de către alte persoane. Nu eu am folosit acest termen și anume a interzice anumite evenimente. În acest moment am reanalizat organizarea câtorva evenimente din piața Constituției și decizia a fost să se organizeze în continuare în acea locație, pentru că au deja avizul din partea fostului Consiliu General. Și pentru că sunt evenimente într-adevăr de marcă. Mă refer la concertul Rihanna, la Iron Maiden și un eveniment care presupune AIMEP să se îmbrace clădirea Parlamentului în diferite imagini, culori, lasere și fiind și un eveniment european, Bucureștiul candidând în această competiție, am considerat necesar să se folosească aceeași locație. Dar ca regulă, de acum înainte vom avea rugămintea către organizatorii de concerte să înțeleagă faptul că există și alte locații în care se pot desfășura aceste concerte, Arena Națională, Romexpo, dacă sunt de mai mici dimensiuni, Arenele Romane sau chiar și alte locații. Am fost puțin tristă să constat că bucureștenii, unii dintre ei, că nu toți, nu prea țin la ceea ce le aparține și nu prea țin la averea orașului. Pe scurt, despre ce este vorba. Pentru unul din marile evenimente din această vară, Palatul Parlamentului, prin Secretariatul General, a închiriat organizatorului, deci impresarului, curtea sa, contra sumă de 25.000 de euro. Iar Primăria Capitalei are în acest moment, ca și tarif pentru întreaga piața Constituției, deci un spațiu mult mai mare și cu anumite consecințe pentru locuitorii din zonă, mă refer la poluarea fonică, plus blocajele din trafic, doar 1.600 de euro. Un tarif care nu mai există nicăieri în Europa, nicăieri în lume. Cu alte cuvinte, acceptăm acest compromis și până la urmă o ipocrizie. Palatul Parlamentului cere 25.000 de euro pentru un concert, iar bucureștenii beneficiază de doar 1.600 de euro, bani din care nu se poate plăti nici măcar poliția locală, care vine să supravegheze evenimentul sau amplasarea de toalete ecologice sau daunele spațiului verde. Mai mult decât atât, la câteva dintre evenimente am spus, dacă tot se plătește doar 1.600 de euro, mai bine nu se plătește nimic și intrăm parteneri. Pentru că aceasta este un fel de a spune că plătești. Este o sumă derizorie. Care ar fi prima soluție, din punctul meu de vedere, este ca piața Constituției să se organizeze evenimente de nivel european unice și nu să se abuzeze de piața Constituției pentru orice tip de eveniment, pasul numărul 1. După consultarea cu toate grupurile politice din Consiliul General, vom anunța și, dacă este oportun, să creștem tariful pentru piața Constituției și din acei bani măcar bucureștenii să simtă că se întâmplă ceva, se realizează ceva în orașul lor. Dar nu vreau deja să anunț înainte de a mă consulta cu grupurile politice pentru a nu apărea știrea firea scumpești de piața Constituției. Haideți să trecem la alt subiect, la RATB. Ați început mandatul spunând că o să faceți transportul public gratuit, apoi ați putut un pic în retragere și ați spus că întâi o să faceți niște investiții, o să modernizați RATB, o să cumpărați niște autobuze second hand, o să puneți aer condiționat. Concret, ce ați făcut până acum? Fiindcă trece vara și aer condiționat nu avem în toate autobuzele. Eram la un interviu la postul de televiziune B1 și am vorbit despre una dintre prioritățile mele și anume modernizarea transportului public ca o alternativă la transportul cu autoturismele mici, personale, și am spus că eu însă îmi voi da un exemplu, să circul cu autobuzul, dar pentru asta trebuie să-i oferi bucureșteanului sau celor care se află în capitală condiții decente măcar,
dacă nu foarte bune pentru transportul public. Și am vorbit în acel interviu despre faptul că îmi doresc să achiziționăm autobuze, să facem investiții în sensul cumpărării de piese și de asemenea să reparăm aerul condiționat, pentru că vă spun sincer, la orice postare pe Facebook în legătură cu orice subiect, sunt cel puțin 10-20 de mesaje, nu injurii, mesaje în care suntem rugați să rezolvăm ceea ce nu s-a putut atâția ani, măcar acum, problema RATB-ului. La întrebarea moderatorului dacă nu ar fi posibil ca la un moment dat să se ajungă ca în alte capitale și la o gratuitate, am spus da, dar nu era vorba de secunda numărul 2, deci de prima etapă. Și am și subliniat atunci și am revenit tocmai pentru a explica în alte interviuri, etapele ar fi următoarele. În primul rând, achiziționarea de autobuze, modernizarea și repararea celor care sunt acum în autobaze și abia apoi o analiză, începând cu un proiect pilot de gratuitate înainte și după orele de vârf, așa cum s-a întâmplat și la Paris. De asemenea, am dorit foarte mult să ajungem în situația, curând posibil, să avem o bandă proprie pentru transportul în comun pe care să circule autobuzele, taxiurile, bineînțeles, ambulanțe sau alte mașini de urgență. Care este stadiul acum? Am vorbit în mai multe apariții publice despre faptul că, având în vedere întârzierea cu care ar veni autobuzele noi în țară, dat fiind faptul că nicio mare companie nu are în stoc 200-300 de autobuze și practic livrarea ar fi, după câștigarea licitației, de câte 50 de autobuze, 50 de autobuze, deci practic în 2 ani ar putea să vină 300-400 de autobuze, m-am gândit atunci, crezând că este o idee bună și eu mai cred în ea, dar din păcate nu este fezabilă și vă voi explica de ce, să achiziționăm urgent pentru această toamnă 200 de autobuze second hand și începând cu ianuarie 2017, 300-400 de autobuze noi, pentru cât se puteau livra. Am trimis prin RATB solicitări tuturor companiilor producătoare de autobuze. Aveți aici lista, Mercedes-Benz, MAN România, VDL Bus Center Brașov, CFI în România, Iveco Bus România și altele și din Austria și din Germania, mai multe. Vă pot lăsa la dispoziție acest document în care am anunțat intenția noastră de a achiziționa autobuze second hand numai vechi de 5 ani. Cele care sunt acum în trafic sunt de 10 ani, de 9 și de 10 ani, deci ar fi fost mult mai noi față de ceea ce există acum în flota RATB, pentru că există și această informație. De ce să luăm noi toate mașinile stricate din Europa? Nu este adevărat. Erau mașini mult mai noi și performante și fiabile față de ce există acum în parcul auto. Am primit răspuns doar de la Mercedes, în care mi se spune că nu există în acest moment un stoc care ar putea fi vândut în cadrul unei licitații și să preluăm noi ori leasing-ul, ori să cumpărăm direct. Cu alte cuvinte, acest capitol s-a încheiat, adică și nu mai avem de unde. Da, nu avem de unde să cumpărăm autobuze second-hand pe care nu le-am fi dorit, exact pentru ca în toamnă, când se întorc bucureștenii din vacanță și când la 1 octombrie revin și studenții în capitală, am fi vrut să avem măcar 200 de autobuze noi în trafic. Pentru că s-ar fi simțit, vă garantez că s-ar fi simțit. Când ați licitația pentru autobuze? Este câte intenționația. Chiar astăzi s-a finalizat caietul de sarcini și cred că într-o perioadă destul de scurtă de timp vom avea rezultatul acestei licitații internaționale. Am spus la început 300, deci pentru moment 300 de autobuze și ne mai dorim încă 200. Prețul în acest moment pe piața liberă, aveți de cât? Prețul unui autobuz, acum, pentru că ne-am interesat, prin RATB, ar fi în jur de 200.000 de euro. Un autobuz nou, măus la cheie, cu aer condiționat, cu toate dotările necesare la standardele actuale, nu generație mai veche. Practic 300 de autobuze într-un timp cât se poate de scurt, pentru că licitația demarează chiar în aceste zile, autobuze noi. Și ne-am dorit ca în perioada următoare, după ce finalizăm această primă etapă a licitației, să începem una tot măcar pentru 200 de autobuze. Mă veți întreba de ce. Cele 1000 de autobuze ale RATB, știți foarte bine, doar 600 sunt în trafic, 300 sunt abandonate în autobază, pentru că ori nu au piese, ori sunt defecte și chiar dacă s-ar cumpăra câteva piese, defecțiunile sunt prea mari și ar însemna un efort financiar foarte mare. Și am făcut calculul împreună cu
direcția tehnică din cadrul RATB că doar 500 din cele 1000 de autobuze ar putea să fie totuși reparate și să aibă și aer condiționat și să arate civilizat. Și atunci ne-ar mai trebui măcar încă 500 pentru a acoperi tot necesarul capitalei și zonei metropolitane. De aceea ne dorim să mai achiziționăm. La ultima ședință de Consiliu ați spus că dați bani să se pună aer condiționat pe autobuz. Este de ce l-ați dat? Adică nu a fost un proiect de hotărâre pus să se dea bani pentru aer condiționat. S-au dat bani pentru piesă de schimb. De ce nu ați dat bani? Nu. Nu e vorba că nu am dat. Este o greșeală de comunicare între aparatul de lucru al primarului general al Capitalei și reprezentanții regiei autonome de transport. Greșeală care, vă rog să mă credeți că nu se va mai repeta, pentru că din acest moment sunt atât de precaută încât citesc personal, chiar dacă plec târziu de la primărie, citesc personal fiecare proiect. Noi am vorbit foarte clar în ședința pe care am avut-o cu reprezentanții RATB, că eliberăm o sumă necesară investițiilor în piese de schimb și aer condiționat. Lucru pe care l-am și afirmat în debutul ședinței de Consiliu General. Că la punctul 8 în proiect nu se regăsea, au apărut alte elemente, cum ar fi o mașină blindată care să colecteze banii strânși pe vânzarea biletelor de călătorie. Exact, și încă o platformă pentru tramvai. Nu spun că noi au fost achiziții, nu erau importante și nu erau necesare. Eu am reproșat conducerii RATB modul în care dialogăm și modul în care lucrăm. Și nu se va mai întâmpla acest lucru. Când veți da bani pentru... Adică când veți propune la Consiliul să alege bani pentru achiziția în RATB? Avem o ședință de Consiliu General în zilele următoare și va fi cu siguranță un capitol dedicat. Ce sumă? Acum o discutăm, exact ca să știm exact despre ce este vorba, n-aș vrea să greșesc. Și vă garantez că voi citi personal toate proiectele, pentru că una am discutat noi și un proiect a apărut cu totul altceva. Știți cum se spune? Mai greșesc și casele mai mari. Dar aici vă garantez că îmi recunosc această vină de a mă încrede în oameni. Nu mă voi mai încrede acum în oameni, ci doar în documente. Și voi citi cu ochii mei fiecare proiect de hotărâre să văd ce cuprinde și la punctul 8. Adică mai în josul paginii, acolo unde cred cei care întocmesc astfel de documente că nu se mai uită primarul sau consilierii primarului sau consilierii generali. Ca să închem cu reparăm, asta vreau să spun. Reparăm greșeala. Ca să închem cu RATB-ul, ați făcut cumva un calcul, că dacă sunteți unul la primărie, ce ar însemna transport gratuit? Cam cât ar însemna? Cu cât ar încărca bugetul municipalității? În toate discuțiile pe care le-am avut în legătură cu acest subiect, cei care sunt pentru gratuitatea transportului, printre care mă număr și eu, spun că oricum subvenția este foarte mare, câtă vreme un bilet de autobuz costă în acest moment, dacă este să luăm în discuție toate calculele economice, 5 lei, aproape 6 lei. În schimb, el este cumpărat de către un călător de 1 cu 1,3 lei. Deci subvenția dată de primărie oricum este foarte mare. Și atunci... 10%. Da, dar este o subvenție foarte mare. Deci, oricum, Primăria Generală a Capitalei investește în transportul public. Ceilalți care nu doresc neapărat să mergem pe această strategie, spun că este, în adevăr, o sumă infimă care se colectează, dar s-ar produce anumite dezechilibre de personal. Pentru că există aproximativ 1000 de persoane care ar fi afectate dacă aceste călătorii ar fi gratuite. De ce? Pentru că sunt în jur de 300 de persoane care asigură, să spunem, siguranța, controlul în trafic și 600 și ceva, aproape 700 de persoane care vând biletele. Și eu le-am transmis că nu se pune problema să creăm șomeri. Dimpotrivă, îmi doresc să creăm locuri de muncă. Este vorba despre faptul că aceste persoane, dacă se va ajunge la gratuitate sau întâi va fi proiectul pilot, vor fi cu siguranță încadrate în alte activități, pentru că vreau să vă imaginați un autobuz nou-nouț în țiplă, și din țiplă, și călători, care cei mai mulți, firește, sunt de bună credință, sunt civilizați, sunt decenți,
dar mai sunt și unele persoane certate cu bunul simț și cu legea. Și atunci avem nevoie de măcar 2-3 persoane în fiecare autobuz care să garanteze respectul și față de ceilalți călători și față de bunul municipalității. Așa că subliniez și vreau să înțeleagă toată lumea că nu vor fi șomeri dacă se va lua decizia în perioada următoare, în etapa a doua. Deci la știți bani ar trebui să dea în plus municipalitatea ca să fie transportul gratuit. Vă spun, trebuie să dea 300 de milioane în fiecare an, pentru că bugetul ATB este undeva la 100 de milioane de lei, iar subvenția e undeva la 500. Așa este, la 10 milioane. Aveți de unde să luați acești bani? În acest moment, adică sunt proiecte, bugetul primăriei acum cu calculare sub presiune, dacă tai de undeva, crapă în altă parte, v-ați gândit de la ce puteți lua bani? În primul rând am găsit următoarea situație. De luni de zile, și la RATB și la RADET, nu s-a plătit subvenția. Aceste regii au rămas fără banii de investiții. Practic, Primăria Generală a Capitalei nu și-a făcut datoria față de bucureșteni. Nu neapărat față de conducerea acestor regii. Au avut bani sau nici ce? Au avut bani. Am găsit bani în cont. Nu au dorit sau nu au considerat că este o prioritate să ai respect pentru călători. Respectul pentru călători însemnând că aceste autobuze să aibă piese de schimb, să aibă aer condiționat, să ai un minim nivel de civilizație, iar la Aradet să nu mai fie atât de multe pierderi pe rețele, să nu mai fie acest conflict perpetu, continuu și ascendent cu Elcenul, tot din cauza faptului că primăria nu a reușit măcar să realizeze un plan de eșalonare a acestor datorii. Eu îmi doresc să lucrăm în interiorul bugetului pe care îl avem pe principii sănătoase, pe principii corecte și faptul că subrun două regii nu înseamnă că ești eficient economic și ții banii în cont. Înseamnă că te îndrepți împotriva calității vieții bucureșteanului. În primele ședințe pe care le-am avut cu toți directorii din Primăria Generală a Capitalei, i-am rugat să se gândească la faptul că orice măsură pe care o iau ei, orice decizie, orice semnătură pe care o aplică pe un document, se răsfrânge automat asupra bucureșteanului. Și faptul că cineva dintr-un birou cu aer condiționat, cum se spune, atunci când sunt 36 de grade afară, decide să nu aloce sumele necesare unei regii, să se gândească la faptul că, de fapt, pedepsește bucureștenii. Cred că de acum înainte vor înțelege și angajații din Primăria Generală a Capitalei că ei sunt la dispoziția bucureștenilor. Dacă nu vor înțelege, chiar dacă sunt funcționari publici, eu cred că se pot găsi metode prin care să fie determinați să înțeleagă că sunt la dispoziția bucureșteanului. Și trebuie împreună să facem tot ceea ce ține de noi pentru confortul celor care locuiesc în capitală, trăiesc aici și care ne vizitează.